Încercarea de a pune presiune pe toți cei care vor avea nevoie de sprijinul Consiliului Local au stârnit cel mai mare vitor pe care putea să-l stârnească vreodată, să spunem, incompetența politică a unei organizații județene și aici vorbim despre Iași. Vom continua să ne păstrăm principiile democratice ale statului de drept, ale statului care trebuie să fie promovat în Europa și în lume. Iașul redevine capitala renașterii naționale. S-au pus într-un mare pericol. Am amintit foarte clar, dacă ședința următoare ordinară pe care o vei convoca nu se va susține, intrăm în alegeri anticipate, vom chema la vot pe toți cei care n-au fost la vot de 28 de ani, indiferent unde sunt ei. Vom încerca să facem acest lucru în perioada următoare, apelând la toate instituțiile statului, așa cum prevede legea, și vom încerca să aducem din nou principiile democratice în România. Este grav ce se întâmplă astăzi, este foarte grav că se petrece sub acoperișul unui partid politic coordonat de domnul Dragnea, un cetățean care este țintit de un tir de procese penale care a aruncat România în haos.